Salutare prieteni și bine ați venit să reveniți pe canalul meu. Videoclipul de astăzi este foarte interesant, așa că rămâneți cu mine până la final fără să derulați. De asemenea, abonați-vă la canalul meu dacă încă nu ați făcut-o, apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când eu postez. Vizionare plăcută! Ladmila făcea ordine la mezanin, aproape în lacrimi. Orice lucru pe care îl iei în mâini, există ceva legat de fiecare dintre ele. Pantofi vechi, umpluți cu grijă cu bulgări de ziar și împachetați încă în cutiile lor natale împăturite în trei brad artificial de Crăciun, o cutie cu ghilan de ponosite, obișnuia să mai reușească să strălucească în mâinile soțului ei, tezauri de carton cu jucării de Crăciun, echipament de schi. A stat nemișcată o secundă, lacrimi trădătoare ieșind din ochii ei cenușii, care nu voiau să se usuce. Copiii nu trebuie să-i vadă tristețea și disperarea. Departe de tristețe. Trebuie să ne adunăm. Își aminti vocea moralizatoare a mamei ei. Ladmila, eu nu sta cu toate prostiile astea. Cămara de sus este o colecție de vechituri inutile, și cu siguranță voi ajunge acolo și voi arunca la gunoi tot ce este acolo. Nu a ajuns acolo, nu a ieșit, nu a avut timp. Nu numai că vecina Reana îi plăcea să glumească despre tatăl Ladmilei, că s-a născut dintr-un tânăr în vizită, dar și mama ei a ars într-o săptămână. Verdictul medicilor suna amenințător. Insuficiență de ulcer. Ați ajuns prea târziu, draga mea. Hemoragie internă masivă. Nu am putut face nimic nici măcar pe masa de operatie, timpul se scurcea. Tânărul chirurg în uniformă albastră s-a uitat cu milă la fata, micșorată pe canapeaua din apropierea sălii de operatie, și a dispărut în grabă, pierzându-se din vedere în labirintul coridorului spitalului. Ladmila a rămas complet orfană. Nu mai avea pe nimeni pe lumea asta. Da, mama ei se plângea uneori de dureri de stomac, dar pentru Ladmila a fost un șoc faptul că aceasta avea să devină o condamnare la moarte. Un femeie aspră, greoaie, li se părea tuturor celor din jur o comoară de pământ sănătate. Și-a tras fiica până la vârsta de 20 de ani pe cocoașa ei, aproape că a învățat mai întâi ca cel mai bun om de serviciu din tot cartierul, apoi în rolul de curățenie în casă ca șefa Asociației Proprietarilor de Locuințe. Așa că în toate ipostazele s-a dovedit că toți superiorii erau mereu liniștiți. În această casă și nici locatarii, nici electriceni, nici instalatorii nu se amuză toți ei va aduce repede la realitate Nina. Mama Ladmilei era o intelectuală de casă cu studii medii. Tot timpul liber citea cărți cu o vicoare, biblioteca socială se afla în casa vecină. Nu putea spune că șefa de șantier a numit un îngrijitor inept. Cunoștea la perfecție nevoile economice. Întregul personal numeros al Asociației de Locuințe se ruga la propriul la ea. A obținut un apartament cu două camere la locul de muncă abia acum cinci ani. Înainte de asta, locuia cu fica ei într-o cameră de serviciu pentru îngrijitori. Iar când o bătrână singuratică a murit la parterul blocului, i s-a oferit un loc de locuit pentru efortul ei de mulți ani. Acum apartamentul îi aparține la Admilei. A absolvit școala, a intrat cu ușurință la Institutul Pedagogic, a visat să predea copiilor limba și literatura rusă. Când Nina a plecat, abia terminase al patrulea an. Înaintea ei era încă practica la școală. Și apoi apărarea diplomei ei nu era clar decât din ce să trăiască acum. Cum reușea mama ei să se descurce cu un salariu nu dintre cele mai astronomice și chiar să o îmbrace decent pe fica ei, era un mister pentru Ladmila. Rezerva din bibliotecă din cutia metalică de sub dealurile de Susan s-a epuizat aproape imediat. Era bine măcar pentru cheltuielile de înmormântare a ninei noastre au contribuit locatarii, iar de restul s-au ocupat lucrătorii de la biroul comunal. După ce a stat timp de o lună de zile cu crupe, paste, cartofi și ceai cu zahăr, Nina își făcea întotdeauna stocuri de alimente din salariu. Ladmila a înțeles clar. Este necesar să caute urgent un fel de muncă. Nu va rezista mult timp fără bani. Peste o lună urma să înceapă un stagiu pedagogic de șase luni. Așa că nu putea lucra decât seara, cum să nu-ți amintești unde și-au început cariera mulți oameni de afaceri și vedete de film de succes? Răspunsul era la suprafață. Cu chelneri în vreo cafenea sau bar. Un loc potrivit a fost găsit surprinzător de repede. În barul de bere favorite, care făcea bani din difuzarea evenimentelor sportive sub băuturi spumoase și gustări ușoare, tocmai a concediat o chelneriță. Domnișoara lor zdrobitoare în primejdie, nu mai avea răbdare. Și toate astea pentru că publicul din sala cu un televizor uriaș pe tot peretele și arăta bucuria la goluri marcate sau tristețea la goluri primite într-un mod ciudat. Din impuls, un tânăr roșcat își turna restul de bere direct într-o gaură rotundă din centrul mesei și lansania mici pești uscați. Un alt personaj ar ciupe o chelneriță în timp ce aceasta trecea pe lângă o masă cu tava plină. Al treilea subiect împingea masa de la el sărea furios și începea să taie cercuri în jurul altor mese, împiedicând angajatul cu următoarele porții de catalizator spumos de emoții să planifice liber pe hol. Directorul localului din plasa infamiei a văzut, dar barul lor se afla la periferia orașului. Contingentul său era alcătuit din muncitori locali. Nu au deteriorat grav proprietatea. Făceau puțin zgomot și apoi plecau liniștiți acasă. Chiar și bătăile se întâmplau doar de câteva ori și se terminau la început cu câteva palme, fără să dăuneze sănătății masculine puternice. Chiar și vecina Ana, care știa toate noutățile din cartier înaintea polițistului districtual și a bunicilor care stăteau pe bancă sub tufa de liliac. A prins-o pe fată la intrare și a șoptit la ureche. Ladmila, credeam că ești în căutarea unui loc de muncă, nu prăfuit, așa că ți-am găsit un post cu spumă. Îl știi pe Alexei, barul favorit, a izbutit o blondă să fugă direct din tură. Du-te și vorbește cu el, e normal, nu o să-ți facă rău. Favoritul a întâlnit-o pe Ladmila cu clinchetul halbelor de bere din sticlă în secția de spălătorie. În sala goală, fără vizitatori, se auzea șopta năbușită a spălătorului de vase și a femeii de serviciu care vorbeau între ele. Acesta din urmă tocmai frecase podeaua cu ferocitate până la o strălucire perfectă. Dar curiozitatea a pus stăpânire pe el. Și unde a plecat proprietarul? Se gândi că, cu o oră înainte de deschidere, va găsi vreun prostănac în locul Luciei. Nimeni nu va dori să suporte această gașcă de bacante. I-am spus să o ia pe cumnata mea ca o spătăriță, dar a refuzat, spunând că e bătrână. Cum e să dai o femeie la 47 de ani? Lasă-l să sufere fără chelneriță. Ai dreptate, Agata, ai mare dreptate. Și eu am rugat-o pe sora mea să fie chelnerița lui, care are doar 40 de ani, și el a refuzat. Vrea doar o fată mai tânără pentru băieții și clienții noștri sexy, ca să le facă sângele să fiarbă, de parcă Lucia ar fi utilă în acest sens. Mereu umbla cu cănile alea cu fața strâmbă are bărbatul ei acasă, așa că nu trebuie să facă ochi dulci la nimeni. În spatele peretelui, doi tineri scoteau cu agilitate din cutii de carton baze de aluat pentru pizza, apoi le împingeau într-o combină mare cu aburi, o nouă achiziție și mândria lui Alexei. Bazele de aluat coapte au fost unse cu maioneză, iar apoi au fost așezate pe ele topinuri, fie cu cârnați, fie cu pește, fie pur și simplu cu brânză rasă și măsline. Ala, la barul favorit, iar și două dintre colegele ei erau în practică industrială de la școala de bucătari. O mare bucătărie aici, Alexei nu avea. La cald maxim pizza cu căldură, pentru gustări un număr nesfârșit de produse preambalate fabricate industrial. Pește afumat uscat, cipsuri, inele de calamar uscate, pește picant. Nuci presărate cu mirodenii, cârnați fumații cruzin felii, pâine prăjită, pesmet, sare și piper toate și nu mai e cazul să enumerăm. Cu farfurii, furculițe, linguri, cuțite. În barul favorit nu și-a bătut capul, a inclus clienții în nota de plată tot numele folosit, ustensile de unică folosință din plastic. Un alt lucru halbe de bere. Pe raftul de deasupra barului era o întreagă colecție de ele. Proprietarul a adus acest pahar bun din toate orașele în care l-a adus doar. Variantele rafinate sunt pentru clienții VIP. Alexei le-a târât de la Praga și Mun, ce era mai simplu le-a luat aici, în magazinele de suveniruri. Aceasta a fost prima dată când a întâlnit Ladmila la ușa lui în astfel de strălucire un bar de bere pentru fanii sportului. Numai că niciunul dintre cei trei barmani care lucrau aici nu fusese încă aici. Vor veni până la începutul turei, sunt elita personalului. Fata a urcat treptele, a împins ușa cu hotărâre și a încremenit, ajustându-și privirea la podea, la întunericul care domnea în sala imensă. Toți cei prezenți în stabiliment și-au întors capetele ca niște proști spre ușa deschisă. În fața lor se afla o tânără de înălțime medie. O siluetă fină, o privire iscoditoare a ochilor grinchis, o coadă de păr roșcată și pufoasă, adunată neglijent, puțin mai jos un ac de păr strălucitor. Bluci de vară, un tricou cu un imprimeu complicat, pantofi de sport alb deschis în picioare. Acesta este, de fapt, întregul portret al străinei. Bună ziua, spuse Ladmila cu o voce răsunătoare. Pot să-l văd pe Alexei. De ce aveți nevoie de el? A răspuns Agata veselă. Nu e aici acum, e plecat cu afaceri. Iar eu nu am unde să mă grăbesc pentru mine, ori e viu, ori mort. A spus Ladmila. Ce vrei să spui? Femeile, curioase ca niște turturele, s-au însăflețit imediat. Dacă nu găsesc de lucru aici, mâine plec în lume cu o geantă. Ladmila le-a explicat cu calm și era atâta amărăciune în vorbele ei nesofisticate, încât Agata, interlocutoarea ei, a uitat cumva imediat toate înțepăturile despre feminitate și a sprijinit obrașii cu mâinile și s-a uitat la Ladmila cu toți cei patru ochi în așteptarea unei mărturisiri. Ala și băieții au venit din bucătărie și și-au întins câtul ca să audă mai bine. N-am să vă spun nimic interesant, dragii mei, Orfan, am devenit în sfârșit elev al unui liceu de puțin peste o lună. Învăț la Universitatea Pedagogică. În curând va trebui să mă duc la practică dimineața. Și pe bursa mea doar pentru a plăti utilitățile, pentru a cumpăra pâine și lapte mai târziu, nimic mai mult. Locuiesc la două străzi distanță. Dacă șeful vostru mă va accepta, voi încerca să nu vă dezamăgesc pe niciunul dintre voi la zgomotul ușii care se deschidea din nou, capetele tuturor s-au întors. În același timp, Alexei însuși, din nou cu o cutie de carton în mâini, s-a strecurat în stabiliment. Alexei a adus din nou pahare și căni noi. L-a strigat Agata într-un mod prietenos. Se cunoșteau de ani de zile, Cândva în tinerețe, femeia din spatele teșghelei din primul său bar de bere din perioada sovietică a stat în picioare, apoi a renunțat, a îmbătrânit, dar nu voia să se despartă câtuși de puțin de Alexei al său. Așa că și-a urmat șeful din bar în bar, până când au organizat totul de la zero aici, după ce au recâștigat de la proprietarii neglijenți un vechi snack bar șubret. Agata s-a tărât pe coate și genunchi pe fiecare centimetru al sălii, a curățat-o de săpun și a făcut ca totul în jur să strălucească de curățenie și de noutate. După deschiderea favorit, au început să intre oameni. Un bănuț s-a scurs în casă, amabilul Alexei s-a agitat pe ea. Intră șeful. Spuse de data asta credincioasa asistentă: Cât timp ați fost în călătorie, am găsit deja o nouă chelneriță. Inteligentă, nu ca mine, dar o fată bună. Am intervievat-o deja. Se potrivește de minune. O vom lua astăzi, o vom testa și o vom învăța cum să se descurce. În patru mâini las o să lucreze cu Ala. Așa a început prima zi de lucru din viața ei, care deja de atunci a determinat toată soarta ei viitoare până la începutul practicii pedagogice, Ladmila a stăpânit deja atât de bine în barul favorite, încât restul personalului a început să pară că gălăgioasa, mereu nemulțumită de tot ceea ce lucia pentru ei visa. Niciodată nu a lucrat o tânără atât de neplăcută în echipa lor prietenoasă de acasă. Disciplina a crescut brusc în sală, obișnuiții destul de la Admila Rău nu a hărțuit deloc, și dacă cineva a încercat să se răspândească mâinile la început, ceilalți l-au șușotit atât de mult încât Alexei doar fredonat aprobator. Agata a făcut în curând rezumatul ei. O persoană inteligentă este Ladmila. Bărbații sunt complet simt că cu ea nu se joacă, nu glumesc, noroiul nu se toarnă, nu se lipesc impuritățile. În munca și grija față de clienți a zburat imperceptibil șase luni. Ladmila a stăpânit complet în bar, a purtat cu îndemânare în mâinile ei simultan cănii de patru litri de nectar spumos. În același timp, nu s-a familiarizat niciodată cu aspeții stabilimentului, ținându-i în mod clar la o distanță sigură de el. Sărbătorile de anul nou au zburat ca o cometă pe cerul înstelat. Anul 2014 sosise. Până la începutul lunii februarie, Ladmila trecuse complet de rapoartele privind practica pedagogică, mai rămăseseră în urmă două examene de stat, se primise admiterea în decanat la scris și apoi la apărarea diplomei. Toată lumea aștepta cu nerăbdare jocurile olimpice de iarnă de la Soci. Țara își câștigase dreptul de a primi sportiv de pe toate continentele. Cei mai înfocați fani cumpărau un avans bilete pentru meciuri și competiții reale. Vizitatorii obișnuiți de la favorite abia așteptau să fie spectatori aici, în bar în atmosfera de bucurie generală, își schimbau halbele cu bere când ai noștri ocupau cele mai înalte trepte ale piedestalului sau rămâneau în urma lor cu tristețe dacă cedau palma superiorității unui adversar mai rapid și mai agil și poate mai norocos. A fost imposibil să urmărești ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de pe stadion, pe 7 februarie 2014, fără emoții nebunești și fără multiple libații. Berea curgea, pasiunile erau la cote înalte atunci când echipa olimpică rusă a apărut pe scenă pe o piesă a trupei tatu intitulată Nu vom fi prinși. Toți cei prezenți la bar au sărit în sus și în jos cu urale. Se părea că nimeni nu mai putea sta acasă în acea seară. Nu mai era loc la favorite. Ladmila abia a avut timp să ia comenzi și să alerge de la bar la clienți. În momentul de vârf al zgomotului și al gamei, ușa barului s-a deschis o nouă companie necunoscută pentru paznic, s-a revărsat dinspre ger. Tineri cu înfățișare sportivă se îndreptau un în grup spre centru. Câteva scaune de bar erau încă goale acolo. Ladmila a suspinat ușurată că cel puțin barmanul lor agil va putea să se descurce singur cu tipii ăștia și și-a aranjat o șuviță de păr blond care ieșise din coada de cal, prinsă în vârful capului cu un elastic colorat tricotat, care a apăruse din camera din spate. Agate i-a șoptit cu încredere. Dacă rezist în această seară până la închiderea favorite, considerați-mă și pe mine o medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Soci. Sunt depuizată. Bătrâna femeie de serviciu a conspirat și mi-a făcut cu ochiul. Uită-te la noi veniți, nu arată deloc ca localnici din district, unul e mai cipește decât celălalt. Mi-am amintit de o frază din filmul meu preferat, Dragoste și Porumbei de unde la noi a venit așa un frumos? Agata a râs, iar Ladmila s-a întors să se uite la străinii cipeși. Atenția ei a fost imediat atrasă de unul dintre tipii cu umeri puternici. Acesta sorbea încet o bere dintr-un pahar înalt, cu pereți subțiri și cu o emblemă colorată pe lateral și urmărea cu atenție ceea ce se întâmpla pe ecranul mare al televizorului. Chiar și de la distanță era evident că avea ochii căprui închis, aproape ca doi cărbuni incandescenții, și părul scurt aristocrat și el închis, aproape negru. Bine, s-a gândit Ladmila. Am uitat deja când am fost atentă la reprezentanții de sex masculin. Voi împlin 21 de ani abia peste câteva luni. Cu studiile și munca de zi cu zi, Alexei nu mi-a ales un înlocuitor. În curând mă voi transforma într-o babă bătrână sau într-un ciorap albastru fără niciun semn de feminitate. Ca și cum i-ar fi auzit gândurile, tipul s-a întors brusc și a privit-o fix, nu și-a luat ochii de la ea câteva secunde, a zâmbit cu căldură și abia apoi a răspuns la întrebarea celui care stătea lângă el. Deoarece mașina se blocase, fusese dusă la o stație de service. Dumnezeu însuși ne-a spus să urmărim deschiderea festivă a Jocurilor Olimpice. E frumos aici, Denis, orice ai spune. Măcar m-am încălzit puțin, am înghețat în timp ce așteptam serviciul de urgență. Băieții au vorbit în liniște despre altceva, apoi au comandat încă o halbă de bere. Seara se apropia de sfârșit. Tura lui Ladmila se apropia de sfârșit. Nu fusese cea mai ușoară, dar deschiderea jocurilor olimpice de la Socia meritat. Toată lumea era în toane bune, Ladmila uitase complet de o vreme de tipul care i-a trăsese atenția. Dar undeva în ceruri, soarta decisese altceva. Când, conform programului de la Olimpiada de la Soci, competițiile de schi au căzut, el a apărut din nou la favorite, dar de data aceasta singur, fără prieteni. A luat o masă îndepărtată, într-un colț, a făcut semn să vină, a comandat o cană de zero, cum îi spuneau ei, o bere fără alcool și o farfurie de mix cu nuci, pe smet și inele de calmar. În timp ce se desfășurau competițiile schiorilor, el a rămas cu ochii pe ecran și, când a plecat, i-a pus deodată o întrebare la Dmilei. La ce oră terminați munca la Dmila? era scris numele pe Ecuson. Aș vrea să vă conduc la plecare, dacă nu vă supărați. Și nu mă deranjează. Dintr-un motiv oarecare, chelnerița, deja destul de obosită la sfârșitul zilei de lucru, s-a simțit foarte stânjenită. Acum nu-i mai păsa dacă arăta ca și cum ar fi fost demnă de a socializa cu un bărbat cipeș. Ceea ce era surprinzător era faptul că la favorite a revenit chiar bărbatul spre care își îndreptase atenția feminină. Schimbul se va încheia logic în 40 de minute. Vă aștept în mașina din față nu vă grăbiți la muncă, nu mă grăbesc. Cele două străzi până la casa ei au fost parcurse într-un minut. Străzile nocturne erau deja complet pustii, doar arele felinare și luna de pe cer lumina ușor rândurile egale de clădiri de cinci etaje din cărămidă și banca de la intrare. Erau tăcuți ca și cum ar fi avut apă în gură. Tipul, abia când a deschis ușa mașinii, a spus cu o voce stinsă. N-am avut timp să mă prezint eu sunt Denis. Lucrez ca antrenor de schi. Trebuia să fiu la soci chiar acum. Dacă nu ar fi fost jocurile olimpice, competițiile mele preferate deocamdată, trebuie să le urmăresc la televizor. Elevii mei sunt mici, victoriile lor sunt încă în fața lor. Au ajuns la apartament unde Denis s-a oferit voluntar să o însoțească, într-o liniște de plină, ca niște partizani în pădure înaintea unei misiuni importante. Nu cer cafea, a spus bărbatul, deși nu ar fi refuzat o ceașcă din această băutură viguroasă. De ce nu? Am cuvințat ușor la Admila, care mâncase deja destul singurătatea. Când te întorci după serviciu la căldura casei, în epicentrul ei zumză e liniștit doar un frigider vechi, iar apoi același televizor vechi pornit pentru companie. Și nimeni. Nimeni de luni de zile, au intrat în apartament, ciocnindu-și simultan corpurile în prac. Ladmila obișnuia să citească într-un roman oarecare că există atâta pasiune atunci când între un bărbat și o femeie curg scântei. Acum ea vedea acest proces în realitate. A simțit chiar un șoc electric la atingere. Ladmila, hai să trecem la tu, a auzit vocea lui Denis ca printr-un strat de vată în urechi. I-a răspuns din cap ca un manechin chinezesc. Cineva îi dăruise cu mult timp în urmă o statuie a unui cap asiatic, așa că stătea pe comodă. Mă duc să pun ceainicul pe foc în bucătărie. Scuză-mă, mă duc să conduc eu casa. Nu ai nicio față, ești atât de obosit după alergătura aia de la bar. În cinci minute pe masa din bucătărie tronau deja două cești mari cu cafea instant burindă. Lângă erau sandvișuri cu baton proaspăt și brânză. Ladmila tocmai alergase la magazin pentru cumpărături înainte de muncă. Denis se purta ca și cum ar fi pregătit cina pentru ei doi de ani de zile, rutină și obișnuință. După masă, a clătit rapid ceștile deasupra chiuvetei din bucătărie și le-a pus în suportul metalic de uscare. A început să și-a rămas bun. Am cercetat situația din casa ta. Până se termină Olimpiada, o să ne întâlnim de la serviciu în fiecare zi și apoi vom vedea. Era un om tăcut și un soț de mare încredere, al ei Denis. Nu știa până atunci cum e să te afli în spatele unui zid de piatră impenetrabil. S-au apropiat după ce s-au întâlnit fulgerător, fără o lungă perioadă de curtare și fără o perioadă de bomboane dragoste specială. El a devenit primul și singurul ei bărbat. Și încă mai suntem. La un an după cunoștință s-a născut cu părul creț, asemănător cu un rom George alți trei ani mai târziu Maria, agitată și haligană. Ea și Denis au decis de jacă, cu atracția lor acum comună pentru schi alpin cu descendenți, se vor opri. George al nostru a ascultat gândurile lor, a căzut ca zăpada pe cap trei ani după nașterea Mariei. Ce verb teribil a fost! Ladmila spunea adesea după moartea soțului ei. Cum se poate? Doar ieri un bărbat te-a îmbrățișat, ți-a șoptit cuvinte tandre la ureche, a trăit alături de tine, astăzi nu mai este. Apoi, la începutul vieții lor de căsătorie și mai târziu, între nașterea copiilor lor, Denis și Ladmila și-au petrecut tot timpul liber în munți, așteptând prima zăpadă sau una o vedea la sfârșitul sezonului. Ladmila absolvise de mult timp un institut pedagogic, dar nu a avut niciodată șansa de a învăța pe școlarii regulile de ortografie din dragoste pentru literatură. La școala din rezervația olimpică unde lucra soțul ei, era vacant un post de meditator pentru un grup mai tânăr de copii de nădejde care veniseră în oraș din toată țara. Părinții lui Denis erau medici epidemiologi, au mers pentru un dolar lung și s-au lipit de băștinași cu toată inima lor, indiferentă. Ladmila glumea uneori că George cel Mare s-a dovedit a fi atât de brunet și cu părul creț doar pentru că Denis zburase odată pe un continent îndepărtat pentru a-și vedea părinții și luase un virus cu aspect local. Maria s-a luat după mama ei, Ladmila. O fată blondă, cu părul blond și ochi cenușii, cu o dispoziție în aparență calmă și pașnică. O impresie înșelătoare, de fapt, era o colecționară de farse, o iubitoare de situații tăioase și aventuri. Mai mică ca George și ea a început să schieze ca un împiedicată. Oamenii din jur glumeau. Fata asta se născuse deja în cisme de schi și cu bețe în mâini. Ladmila a îngăiat echipamentul de schi așezat pe mezanin. Ochii se usturau din nou de sarea lacrimilor. crimilor. Cât de ornamentat se dovedise totul atunci, cu un an în urmă se născuse. Ștefan s-a născut, ea era din nou în concediu de maternitate cu el și iată o mare surpriză. Cum a râs tenis? Odată s-au plimbat cu căruciorul lui Ștefan prin parc, iar Maria și George au zăbovit lângă chioșcul de ziare. Le plăceau jucăriile de plastic din vitrina magazinului. Vânzătoarea vorbăreață chiar și-a întins capul pe fereastră, admirând familia lor prietenoasă. Apoi s-a dus undeva în buzunarele interioare și a scos un bilet de loterie ușor șubret. Tineri, am aici un bilet de loterie. Doar ștergeți banda și veți vedea imediat dacă ați câștigat sau nu. Valorează 100 de ruble, încercați-vă norocul. Denis și Ladmila au râs. Noi nu credem în niciuna dintre aceste loterii. Biletul îl vom cumpăra pentru a vă ajuta. Biletele doar în reclamele de la televizor arată filfizonii naivi în astfel de gratuități. În timp ce se învârteau în jurul vânzătoarei de ziare și reviste, George și Maria au ales o jucărie nedeslușită, dar amândoi au fost foarte mulțumiți de achiziție. Zgomotos s-au grăbit înainte pe aleia din parc. Și Denis a spus. Ștefan nu poate să-și aleagă încă un cadou. Aceasta este o loterie. Asta e pentru el. Hai să ștergem banda chiar aici. Ladmila a ridicat stratul superior de hârtie cu marginea unghiei insulei, a frecat suprafața albicioasă și de desubt au început să apară numere albastre estompate. Când a citit ce apărea pe foaie, a zâmbit și a spus un singur cuvânt, glumeții. Ce este amuzant! Denis a reacționat instantaneu. Am câștigat o sută de mii de milioane milioanele numiros, dar și cifra cu 5 zerouri arată extrem de ciudat. I-a răspuns Ladmila. George și George se întorseseră deja la chioșc, după ce alergaseră pe alee până la capăt și înapoi. Proprietara curioasă al comorilor de hârtie a tras cu ochiul pe fereastră. Ați câștigat bani până la 100 de ruble. Pot să vii dau chiar aici, pe loc. Da, numărul 100 apare și acolo i-a răspuns Ladmila confuză. Numai că nu doar mii de ruble. Mătușa s-a întins surprinsă, gândindu-se imediat că trebuie să șteargă ea însă și banda de pe această bucată de hârtie scumpă. Dacă câștigurile sunt mari, va fi necesar să meargă la sediul central. În amintirile mele, am avut un om care a șters de pe un bilet cea mai mare sumă de 25 .000. El a venit să mă vadă mai târziu și mi-a spus că i s-a plătit tot ce era de rând agitată de situația neașteptată a lui Denis, Ladmila, luând căruciorul cu Ștefan a dormit și cu copiii mai mari, s-au dus acasă. Acolo s-a uitat încă o dată la inscripția de pe bilet sub lupă. Nu existau dubii cu privire la numere. O săptămână mai târziu, schiorii alpiniști amatori au organizat un consiliu de casă. Ladmila a fost numită șefă, trebuia să spună ultimul cuvânt cu greutate, pe ce să cheltuiască banii care căzuseră din greșeală și care fuseseră deja primiți în siguranță. Femeia s-a gândit puțin timp, apoi și-a dat verdictul. Denis, te iubesc foarte mult. Mă întristează dorul de vârfurile înzăpezite ale munților din ochii tăi. Ai fost deja la Poiana Roșie cu elevii mei în acest sezon de iarnă dar îmi amintesc visul tău de a cuceri pantele negre de pe el Bruce. Nu poți merge mai departe de verde și albastru cu elevii tăi. Ei sunt în mare parte începători. Mergi pe câteva pârtii frumoase în timpul liber și atât. Asta nu va acoperi adrenalina. Peste o săptămână ești în vacanță. Nu voi putea să-ți fi în companie din cauza lui Ștefan. Mergi la elibărus cu câțiva băieți, iubitori avis de plăceri ale schiului. La început, propunerea soției sale l-a nedumerit pe Denis, dar femeia lui preferată avea dreptate. După o accidentare gravă în urmă cu opt ani, schiul profesionist în orice fel de competiție era pentru el pentru totdeauna în trecut. La început, a devenit chiar destul de descurajat de verdictul medicilor. Mai târziu, a fost găsit de conducerea școlii de rezervă olimpică din orașul său natal cu propunerea de a trece la antrenorat. A păstrat în continuare o strânsă legătură cu prietenii săi, aceiași fani ai pantelor de munte acoperite cu un strat de zăpadă pufoasă, s-a implicat cu băieții și fetele începători de la școală. Durerea de la traumele ulterioare au dispărut încet-încet. A visat cel puțin o dată să meargă pe o adevărată pistă de liniuțe pentru schiori, marcată cu un semn negru de dificultate. Întreaga familie l-a văzut pe tatăl lui Denis plecând cu trenul. Apoi au mers la brutărie pentru a-și cumpăra prăjiturile preferate și pentru a lua ceaiul de seară pentru a sărbători vacanța șefului casei. Denis a acordat întotdeauna atât de mult timp familiei sale, încât bucuria lor pentru el a fost autentică. Trebuie să-i lași și pe soțul și tatăl tău să meargă la schi din când în când. Ladmila și-a amintit apoi vag de ziua în care a primit un telefon de la o bază de schi de lângă Elbrus. Cabardinianul care vorbea rusește nu vorbea bine. La patru zile după sosirea lui Denis și a prietenilor săi, la bază a apărut un grup de tineri major din elita de aur a societății. Tinerii au ieșit pe pârtiile de schi într-o beție mare când a fost anunțat pericolul de avalanșă, au râs în nas instructorului lor. Nu ne este frică de nimic, am mers pe pârtie și vom continua să o facem. Astăzi am decis să încercăm cea neagră pentru profesioniști. Cu toții schiem de ani de zile, iar dumneavoastră nu sunteți șeful nostru. Un cabardinian în vârstă, un ghid, un instructor cu mulți ani de experiență, el însuși un fost sportiv, nu a făcut decât să mârâie când a auzit această afirmație știți câte crevase sunt în apropierea drumului negru de schi. Câți oameni, la fel de nesăbuiți ca și dumneavoastră, au căzut în mormântul de permafrost de acolo. Nici măcar nu poți scoate cadavrele de acolo, dacă ești tare ca piatra, fundul va cădea, iar vremea se anunța firea. Nimeni nu a ascultat vorbele experimentatului bătrân de munte. Foarte bine, au pus în jur un flacon de whisky, s-au bătut pe umăr și s-au îngrămădit să iasă din cabana de lemn în stradă. Denis și prietenii lui, care își terminaseră deja cafeaua și haceapuri la masă, răspândind aromele de pâine proaspăt coaptă, s-au ridicat repede de la masă. Planurile lor includeau o scurtă încălzire pe pista verde ușoară. Nu aveau intenția de a trage taurul deschide de coarnele pericolului astăzi. În curtea centrului deschis totul era liniștit și pașnic. Un câine mare și zburdalnic se călca în picioare lângă cabină, după ce tocmai întindea un os de zahăr pe care îl dăduse bucătarul de la cafenea. Aici, departe de civilizație, totul nu era ca undeva înalt, mult mai simplu, fără ornamentele serviciilor turistice. La poalele uriașului cu două capete elibărus, oaspeții sunt întotdeauna nenumărați, dar aici ne aflam un pic mai departe de satul Terscol. Este un loc pentru cei cu experiență, pentru înțelegere, pentru ai lor. Într-o oră după micul dejun, de pe cerul cenușu, care începea să se încrunte și să se umfle de furie nemăsurată, a început să cadă o zăpadă mare și densă. Peste încă o oră, cerul era complet acoperit de nori purpurii ca cerneala. Cabardinianul și-a șoptit ceva în șoaptă pe sub nas, a făcut o pauză de supărare, apoi nu a mai putut suporta. Și-a pus haine mai călduroase și-a plecat în direcția pârtiei negre de schi. După ce a mers până la capăt pe cărările pe care le cunoștea doar el însuși, în jumătate de oră s-a oprit chiar în vârful punctului de coborâre pe pârtia de schi. La marginea pârtiei văzu un stol de tineri în veste roșii și galbene strălucitoare. Se frământa un apropiere acelui loc, îndepărtându-se de el, apoi apropiindu-se din nou. Cabardinianul a înjurat din nou, mirosind ceva în neregulă. Temerile sale nu erau un zadar. Când a ajuns la jalea schiorilor, aceștia au început să explice că începuseră o competiție improvizată. Cobora unul după altul, când trei băieți care călătoreau în fața lor au căzut prin pământ și s-au dus undeva sub zăpadă. V-am mai spus, pe vremea sunt o mulțime de crevase înșelătoare îi sunt pe băieții care merg pe verde, poate îi ajută pe salvatori, eu sunt la control, la postul central. L-au căutat pe nefericitul trio până la lăsarea întunericului toată ziua următoare, în ciuda amenințării constante a avalanșelor, fără niciun rezultat. Atunci specialiștii au anulat expediția și le-au spus tuturor turiștilor care își găsiseră adăpost la o bază de izolată să coboare la poalele muntelui Elbrus, Acolo ar fi fost mai sigur, în cazul în care accelerația masei de zăpadă ar fi dezvoltat o viteză prohibitivă. Denis nu a reușit să găsească un loc și atunci a decis să rămână cu paznicul cabardian și cu bucătarul în vârf. Dintr-un motiv oarecare, își tot reproșa că nu a ascultat discuțiile băieților majori, că nu i-a oprit atunci când erau pe cale să se îndrepte spre pârtia neagrădeschi. Îl ardea pe din nou într-o răceală înțepătoare, se părea că nu băieții altora dispăruseră pe nenorocita aia de pârtie de schi, ci unul dintre elevii lui de la școala de rezervă olimpică. Nu-și căsea locul, se grăbea prin măruntaiele calde ale cabanei de lemn, lundu și schiurile, bocancii, pufoica lui călduroasă și confortabilă. Se dusese la munte noaptea, înainte de răsărit. Nimeni nu va ști vreodată ce căuta, pe cine spera să scoată din crevasă, cu ce demonia îi zăpezi vorbea, în acea noapte, la poalele muntelui Elbrus, o avalanșă a coborât de pe vârfuri. Poate că a fost marginea ei densă de zăpadă care l-a prins, l-a strivit cu masa ei, fără să se oprească, coborând cu repeziciune, s-a dus ca un tăvăluc, l-a prins de versant și apoi a fugit mai departe, distrugând totul în calea ei. Ce forță întunecată îl trăsese în sus, pe poteca neagră. Bătrânul Cabardinian nu și-a putut explica mai târziu la admilei cei care veniseră după cadavrul soțului l-au găsit la trei ore după răsărit. Bucătarul era prea timid să se uite în camera lui pentru a-l trezi pentru micul dejun, iar patul din cameră era deja rece. Denis săcea în poziție fetală, cu brațele și picioarele ciudat de încovoiate și trase până la stomac, aproape de presupusele margini ale despicăturii. Medicul legist, după autopsie, a scris concluzia că inima lui se oprise. Ladmila, după aceea, când a citit acest document, și-a amintit imediat cuvintele lui Friedrich Nietzsche. Dacă te uiți la abis timp îndelungat, abisul se uită și el la tine. I s-a părut tot timpul după aceea că ultimele ore din viața lui Denis fusese îngrozitoare. Așa, pur și simplu, el a păruse ca prin mage în viața ei. Discret, fără cuvinte sau explicații inutile, brusc și rapid. De asemenea, a plecat din viața ei fără să și a rămas bun, fără să explice nimic, fără să o privească pentru ultima oară în ochi. Ești cam supărată, mamă. Curățarea mezaninului nu-ți face bine. E timpul să hrănești copiii și să-i pui la culcare. Din fericire, Ștefan nu este obraznic astăzi fiul cel mic al lui Denis și Ladmila urma să împlinească doi ani. Ea găsise de curând o activitate pentru el care îl fascina atât de mult încât putea sta liniștit ore întregi fără să scoată un sunet. Secretul era simplu. Îi punea în față o pereche de adidași spălați cu grijă, îi scotea și retul de la unul dintre ei și îl lăsa în celălalt. Se spune că, la vârsta de doi ani, copiii au foarte puțină înțelegere tehnică. Nu se poate. Ștefan introducea cu entuziasm Dante la Andresor. Putea sta cu această jucărie câteva ore la rând. Cel mai interesant lucru a fost că, în urma sârguinței sale, și retul care a fost băgat în pantof de mâinile sale, arăta mult mai îngrijit decât și retul introdus de oricine. Credeți sau nu? După ce i-a hrănit pe cei trei cu clătite și brânză de vaci și a băut ceai cu gem de înghețată, Ladmila le-a spus tuturor să se spele pe dinți înainte de a merge la culcare. George, care de curând intrase în clasa întâi, și Maria, care era deja obișnuită să se trezească de vreme, era deja obișnuită să meargă la grădiniță. Erau deja învățați cu disciplină. Ștefan cel liniștit adormea doar după ce citea un basm. Îl obișnui să ia însă și. După acest câștig, aproape necheltuit de Denis, au trăit până acum din alocații pentru copii, restul darului destinului, lecții de limbă și literatură rusă cu școlari nepăsători. Ladmila nu era o meditatoare rea, dar nu putea lua mulți elevi. Un ajutor bun ar putea fi închirierea unui apartament cu o cameră de nis, reparații în care familia a numit de mult timp construcția lungă. Toți anii de viață comună cu soțul ei, Ladmila nu i-a lăsat să vândă proprietatea. Ea a glumit. Înainte de a ne da seama, George va crește și va începe să se căsătorească. Noi doar am reîmprospăta apartamentul, i-am schimbat atmosfera de burlac în una mai confortabilă. Vom avea un cuib de familie pregătit pentru cipeșul nostru, George. Crește ca în basme, nu cu ziua, ci cu ora. Dintr-un motiv oarecare, Ladmila nu a vrut să vândă ambele apartamente, al ei și al lui Denis și să cumpere ceva mai nou și mai spațios. Nu-și putea explica acest sentiment al ei. Dar au locuit toți cei șapte ani de căsnicie într-o clădire veche cu cinci etaje de la periferia orașului. Banii se topiau inexorabil. Din nou se punea problema plasării lui Ștefan într-o instituție pentru copii. Dar iată care e problema, medicii au spus că nu e pentru o grădiniță, se mulțumirea de viroze cu o constanță de invidiat. Dacă el poate merge în mod regulat la grădiniță, atunci la vârsta de cinci ani a fost tenis, ceva ar veni cu siguranță. Din nou a gândit la cu amărăciune. Și între timp a luat cu supunere volumul lui Pușin în mâini pentru a-i reciti fiului ei Ruslan și la de sute de ori. Era opera lui preferată. În sfârșit, a pus la culcare toată garda de juniori. Era aproape miezul nopții pe ceas. Ladmila s-a supărat când a constatat că în casă nu mai era nici pâine, nici lapte. Chiar și terciul pentru micul dejun ar fi fost problematic. Furișându-se pe vârfuri pe coridor, femeia și-a tras un hanurac și pantofi, și-a luat geanta și a fugit la magazin. Era bine că chiar la capătul casei lor se deschisese recent un supermarket deschis 24 de ore, unde aveau întotdeauna produse lactate și produse de panificație proaspete. Toamna aurie din fața ferestrei făcea să foșnească frunzele căzute sub picioare. Actualii îngrijitorii nu erau la fel de harnici cum fusese Nina pe vremea ei. Frunzele erau adunate în saci mari, cu rea credință, prin butuci. Controlul sanitar interzice arderea depozitelor de frunze, așa că acestea stăteau mai întâi în armate de-a lungul tribunei, iar apoi, o dată pe săptămână, erau duse undeva cu un camion de gunoi. Acum era un șir întreg de ele aliniate lângă cărămida întunecată lui Ladmila îi se părea că în epicentrul lor se mișca umbră. Pentru orice eventualitate, a chemat femeia pe pisică. Dădea de adesea de mâncare animalelor cu coadă, ba chiar le promisese copiilor ei că într-o zi vor avea un animal de companie. Hei, mă duc la magazin, pot să-ți cumpăr niște salam. Arată-ți mustața și dungile. Ladmila aproape că a leșinat de surpriză când s-a auzit o voce care suna. Mulțumesc, Desigur, când ți-e foame și cărnații de ficat sunt buni, dar mie îmi plac cărnații mari și suculenți, chiar dacă nu o să ai unde să-i fierb. Cine sunteți? A strigat femeia către creatura necunoscută. Veți fi surprinsă, dar aș vrea să știu cine sunt cu adevărat, a răspuns fata. Și era o fată de statură mică, cu două codițe împletite sub niște ocorbitori, dar evident nu copilăroși. De ce te plimbi singură noaptea, nu e sigur aici, în suburbii. Așa obișnuiam să merg singură noaptea în supermarket, i-a răspuns ingenu persoana ciudată. Înainte de tura de azi acolo la cel mai vigilent paznic și nu am reușit să fur. Iar tu fur indirect. Se miră încă o dată la admila. Nu este cel mai promițător venit, trebuie să recunosc. Se întâmplă foarte rar, doar pentru lucruri mărunte dacă nu ai reușit să câștigi ceva cinstit într-o zi. Și unde locuiești și cu cine? A întrebat Ladmila. A fost șocată de răspuns. De când am fost găsit pe stradă de către oamenii fără adăpost, locuiesc cu ei într-o casă pregătită pentru demolarea gării orașului. Poliția știe despre comunitatea noastră, dar din anumite motive, nu se atinge de noi. Poate că i convine să ne țină o vreme sub ochii ei am amnezie. Avem un doctor bătrân acolo, de asemenea fără adăpost. Ea este cea care m-a diagnosticat. E cea care m-a vindecat după ce am fost lovit în cap din spate. Nu știu cine m-a atacat, nu mă amintesc cum mă cheamă sau unde am locuit înainte. Mărturisirea încrezătoare făcută fetei a răscolit ceva în sufletul Ladmilei. Și-a pus imediat o întrebare. Și cum s-ar fi comportat Denis acum în locul ei? Știa răspunsul. Ar încerca să o ajute pe nefericita victima circunstanțelor. Cumva, Ladmila era sigură că vorbele străinului de noapte nu era o minciună. Știi ce, hai să mergem la magazin. Trebuie să mă aprovizionez cu lapte și pâine și apoi la noi acasă. Am trei copii. O să găsim un loc unde să stăm. Nu, e incomod. Nu mă cunoașteți deloc." s-a gândit imediat la Dmila în sinea ei. În calitate de profesor de limba și literatura rusă, nu pot să nu remarc discursul ei corect și bine plasat. Ce ar fi putut să o aducă în bârlogul boschetarilor? Ce forțe și oameni insidioși au avut de-a face cu asta? În supermarket, Ladmila a examinat mai în detaliu descoperirea ei lângă saci cu frunze căzute. Hainele erau sărăcăcioase, dar perfect curate, fără găuri păreau a fi vechi de vreo 20 de ani. În întuneric, fata părea aproape un copil. Nefericita făptură nu era un copil, ci un aspect cu experiență de viață și chiar cu o minte vioaie. Această privire iscoditoare a ochilor verzi maroni nu era proastă. Se pare că în viața ei trecută, această fată purtase ochelari strălucitori. În sala sacra supermarketului, ea a verificat datele de expirare de pe etichetele de lapte și smântână, Adevărat, i-a cerut lămuriri lui Ladmila. Unele date erau scrise cu cifre prea mici. Apoi s-a uitat lung la etichetele de pe pâine, acum ambalate în folie de plastic, însoțite de imagini colorate, de numele produselor de panificație și de alte informații. Ladmila a fost din nou surprinsă. Ea alegea produsele de panificație doar pe baza prospețimii, a aspectului și a naivității. Fata a citit ceva curioasă până când a pus în coș o pâine feliată și o pâine integrală. La casa de marcat nu s-a agitat, s-a comportat cu încredere, nu părea că se poate comporta așa o obișnuită să se maturizeze, care nu cunoscuse niciodată alte condiții de viață. De unde a învățat toate aceste trucuri pentru a alege produsele potrivite? Nu știu. E ca și cum ar funcționa ceva în capul meu. Mai degrabă aș prefera să am un nume care să-mi spună memoria, decât să știu cum să mă descurc cu pâinea și laptele. Au intrat în apartament în liniște. Copiii dormeau senini, lampa arunca pe pereți săcălipiri slabe de lumină. Printre cei fără adăpost m-au poreclit Nadeșta, pentru că sunt un copil găsit. Și dumneavoastră îmi spuneți așa, de vreme ce v-ați hotărât să mă invitați în vizită. Și, de asemenea, să nu credeți că rugămintea mea este impertinentă, pot să fac un duș. Întotdeauna m-am simțit inconfortabil să mă spăl în jumătatea noastră de baracă, în spatele unui paravan. Aducem apă de la ceainicul de după colț, o încălzim pe aragazul electric, pentru care suntem mereu bătuți de poliție. Ce mai spălare! Ladmila i-a adus nadejdei un prosop mare de pluș din dormitor. I-a dat o pijama din stocul ei personal și i-a arătat cum să folosească încălzitorul cu gaz. Nu exista nicio umbră de îndoială în sufletul ei că i-ar fi vrut să le ia ceva, să profite de încrederea ei și să o înșele. După un duș. Fata a venit în bucătărie, unde la îi pregătise deja ceai cu lapte și un sandviș cu cârnați de doctor, pe care copiii ei îl iubeau atât de mult. La lumina abajurului portocaliu, stăpâna casei s-a răzgândit încă o dată. Înroșită după apa fierbinte, cu părul despletit pe umeri, cu un fel de privire adâncă în ochii ei de culoarea mlaștinii, Nadejda părea și mai bătrână. Ele nu dormeau deloc. Chiar dacă Ladmila trebuia să se trezească la șapte dimineața pentru a-și duce fiul la școală și fiica la grădiniță. Era atât de curioasă încât voia să o întrebe pe fată dacă își amintește ceva despre trecutul ei misterios. Rima se întindea dulce în pat ca o pisicuță grațioasă. Libertate de mișcare, libertate de acțiune, libertate de a suna și de a trimite mesaje pe telefonul mobil. Nu mai stătea între ei nenorocita. Uf, eleonora! Trebuia să-și numească fica atât de înfloritor pentru acest oligarh. Eleonora, fiica favorită, soția unui partener de afaceri, o tânără de succes. Ei bine, unde este acum? Căutați vântul pe câmp! mișto că tot i-a venit ideea de a-l scoate pe această parvănită din câmpul de vedere al lui Leonid. El și preferata lui de la pupitrul școlii se făceau ochi dulci unul altuia. Ea, o fată șmecheră cu vise de prins pe un cal alb, el, fiul unui om de afaceri de succes. Care în oraș nu cunoaște această corporație celebră, doi asociați vechi și tatăl băiatului ei dulce? Cum a fost supărată când Leonid a fost trimis să studieze la Londra, într-o academie economică? la absolvire au dansat atât de languros, tandru, spre invidia tuturor colegilor lor de clasă. Se răspândise deja prin școală zvonul că sunt un cuplu și iată că a fost o surpriză cu acest studiu în străinătate. Nici Eleonora nu pierdea timpul cu studiile. Cei doi parteneri avizi de afaceri de țin centre comerciale și de divertisment, restaurante și supermarketuri în tot orașul. Da, ei au aici nu Londra, nu New York, nici măcar Moscova, nici St. Petersburg. Este doar un centru regional obișnuit de mărime medie, dar, după standardele locale, averile proprietarilor tuturor acestor bogății sunt colosale. Conform numărului de zerori, o astfel de afacere col ar trebui să ajungă pe mâini sigure. Așa că eleonora, așa cum o numeau toți cei din jurul ei, a mers la universitate după școală, a absolvit departamentul de experți în alimentatie și a învățat să judece calitatea cârnaților, a brânzei, a ciocolatei și a tuturor celorlalte lucruri delicioase după aspectul lor. Leonid s-a întors de la Londra ca un tânăr serios și grijuliu. Gorelă își freca deja mâinile de nerăbdare că, peste puțin timp, va putea să predea toate afacerile moștenitorului său de drept. Tatăl Eleonorei era mai în vârstă decât el în vârstă, în ciuda oportunității de a primi orice tratament în cele mai bune clinici din lume, poziții cu sănătate și capacități fizice din ce în ce mai cedate. Tot felul de s-a alăturat fiicei de afaceri, care s-a dovedit a fi un asistent inteligent și înțelept. Odată când Leonid încă studia în Marea Britanie, cei doi bărbați au avut o conversație serioasă, Sergiu, prietenul meu, ne cunoaștem de atâția ani, mai mult, avem încredere unul în celălalt. Ce părere ai avea despre proiectele mele matrimoniale privind fiul meu și fiica ta? Perechea s-ar dovedi frumoasă, neam în capitalele noastre de dragul viitorilor nepoți. Da, eu, domnul Gorelov, Sergio având în vedere diferența de vârstă de 17 ani, nu i-a numit niciodată partenerul pe nume. Voi fi bucuros doar dacă urmașii noștri vor avea totul pe placul nostru reciproc. Iar dacă vor dori să se certe, se vor înțelege. Nu sunt nici primii, nici ultimii. Afacerea căsătoriei este cea care ține afacerea împreună. Cred că în vremurile noastre comerciale este mai bine să te căsătorești cu oameni din propriul cerc pentru a nu avea surprize inutile mai târziu. Ambi interlocutori nu au uitat de ideea lor atunci când Leonid, inspirat de succesul la studii, s-a întors în orașul său natal. Cele două familii, iar bărbatul își discutase deja planurile cu soțiile lor, au primit aprobarea de plină. Tot timpul a început, fără să vrea, să organizeze picnicuri și petreceri, recepții. Condiția obligatorie era prezența întregii familii. Deci, cu voie sau fără voie, ele și le au fost forțați să se intersecteze în mod constant. Tinerii și nu au fost, de asemenea, proști, idei de mare anvergură ale părinților minte aprobat. Dragoste mare și strălucitoare, desigur, nu au simțit unul pentru celălalt, dar pentru o căsătorie de conveniență ca dragostea nu este necesară. Principalul lucru este că s-au simpatizat unul cu celălalt, nu au avut antipatie evidente, nu au ținut în buzunar atunci când comunicau. Un nivel apropiat de inteligență și dezvoltare, interese similare, și-au făcut treaba. Pentru început, au ieșit de câteva ori la prânz la un restaurant, la o expoziție la modă și la un spectacol itinerant al teatrului din capitală. Câteva luni mai târziu, Leonida a invitat-o pe Eleonora la o cină romantică. La care i-a făcut o cerere în căsătorie, i-a înmânat un inel elegant într-o cutie elegantă de catifia de culoare burgundă groasă. Au băut în cinstea posibilei viitoare fericiri conjugale. Au hotărât data recepției în cinstea anunțului oficial al Logodnei. Eleonora a preferat câteva pahare de vin. Leonida a distrus 200 de grame de whisky pentru curaj. Și apoi s-a hotărât. Eleonora, scuză-mă că te întreb, dar aș vrea să știu. Ai mai avut deja experiență cu bărbații? A răspuns pur și simplu Eleonora, deloc stânjenită, Eleonora. Am avut o aventură studențească de doi ani cu un tip dintr-un grup paralel. Aveam în jur de 20 de ani. Care la vârsta aceea citește doar poezii, se uită la lună. Nici eu nu am fost călugăr în Anglia trei ani, am trăit cu un student de la un alt colegiu. Amândoi știam că era o aventură fără angajament, ea era educată și citită, o parteneră fidelă, dar ne-am despărțit fără lacrimi și regrete. Amândoi am știut de la început că la un moment dat trebuia să se întâmple. După această sinceritate în conversație, a reieșit cumva de la sine că la apartamentul Eleonorei locuia deja de doi ani separat la părinții ei leunit. Întrebător, a privit-o în ochi. Eleonora a dat din cap. Amândoi au înțeles totul fără cuvinte. Era o viață întreagă în fața lor. Trebuia să se vadă dacă până la urmă erau potriviți unul pentru celălalt. Noaptea aceasta pentru cei doi nu a devenit ceva dincolo de nori, ceva magic și de pasm. Simpatia reciprocă, tinerețea, interesul ușor au fost ajutoarele. Sau chiar și atunci a crezut asta, după cum se pare, și așa se întâmplă. Ce a gândit Leonid, nimeni nu a aflat niciodată. Dar nici el nu a fost deosebit de dezamăgit. Primirea în cinstea logodnei celor doi moștenitori, și amândoi erau singurii copii din familie, a fost organizată la cel mai înalt nivel. Au fost sute de invitați în cel mai bun restaurant de țară, strălucirea diamantelor și a smaraldelor la doamne, costumele și ceasurile scumpe la frumoșilor reprezentanții ai presei de toate culorile, de la omnibuzul orașului până la jurnaliști. Prima stătea în salonul de înfrumusețare și se plictisea. Coada pentru coafarea ei încă aștepta. Ea și fetele urmau să meargă la o cafenea din centrul orașului pentru a-i uimi pe toți cu frumusețea lor. De-a lungul anilor de studii ai lui Leonid, ea a devenit și mai strălucitoare. Un fel de femeie fatală, seducătoare. S-a căsătorit plictisitor. De ce un astfel de verdict? Da, soțul s-a dovedit a fi un om de știință promițător, dar atât de tocilar în suflet. Stă toată ziua cu cărțile lui, scormonind prin manuscrise vechi. Unde se vede că în epoca internetului omul omului informații din manuscrisele vechi. O astfel de păpușă ca ea este necesar să iasă în mod regulat la lumină. Astfel încât spiritul de invidie al celorlalți bărbați să se prindă. Și el tot spunea: Draga mea, în curând vei fi mândră de noul tău nume de familie, voi avea parte de recunoaștere internațională și de drepturi de autor fabuloase. Rima nu ar fi rezistat o lună cu acest cretin, dar era surprinzător de frumos și foarte bun la pat. E adevărat, în patul conjugal apărea rar, preferând să stea în biblioteci, iar apoi la un birou jumătate de noapte o academie oarecare îi dădea o bursă personală pentru toate cheltuielile. Așa că nu era împovărat de grija pentru pâinea cea de toate zilele. Pentru o viață cu o soție tânără era de ajuns, dar nici săracă. Prima visa la un râu de bani, nesfârșit, plin de curgere. Da, pe care să-l poată dărui mâinilor ei la com, buzelor, când voia să se îmbete, bogăție, să-și păstreze dovezile materiale în mâini sfinte, cu unghii lungi, cu o manichiură perfectă a fugit de soțul ei erudit imediat ce a întâlnit la o petrecere a burlacilor un tânăr întreprinzător îndrăzneț, domnind bani în stânga și în dreapta într-un club de noapte. Soțul ei s-a grăbit doar la biblioteca unui oraș vecin, acolo a cules ceva interesant pentru el, acolo și a rămas peste noapte. Ea a fost de acord să-l însoțească pe omul de afaceri în vizită până în camera de hotel. Noaptea a fost teribilă, dar ea nu a plecat acasă cu mâinile goale după această întâlnire încremenită. Generosul amant neexperimentat i-a dat o astfel de sumă pentru câteva ore de dialog, pe care soțul ei nu i-a dat o timp de șase luni pentru cheltuieli. I-a dat de înțeles că această întâlnire a fost ocazională, nu va exista o continuare. Prima s-a gândit bine, ea trebuie să găsească alesul, care și ca bărbat nu era cu mult mai rău decât actualul ei soț și în fonduri nu sunt constrâns, și nici la com, ar fi fericit să prețuiască și să prețuiască femeia pe care o iubește. Ar fi mai bine, fără îndoială, ca ea să primească statutul de soție legitimă lui, dar la acest lucru ar trebui să se lucreze temeinic. Răsfoind revistele care zăceau pe noptiera din salonul de înfrumusețare, ceva de pe coperta uneia dintre ele îi se păru dureros de familiar a apucat o ediție a presei galbene locale și a râs cu voce tare în fața întregii încăperi. Apoi a șoptit fierbinte la ureche prietenei sale care stătea lângă ea. Uite, s-a întors crucetorul de aur de la Londra, iar de unde a dezgropat aceasta? Toți intelectuali, cu ochelari, ca în comedia Mâna de Diamant. O iau fără să mă agit. Dar mai întâi trebuie să-l am în fața ochilor pe Leonid, prima mea iubire, ca să vădă cum trebuie să arate o femeie cu majusculă. Planul insidios al limei nu era menit să se împlinească deodată. Gorelov și tatăl eleonorei au hotărât că ar fi frumos dacă copiilor nu vor fi într-o singură călătorie la luna de miere, ci în două. Mai întâi vor merge în Dominica, cu deliciile sale tropicale, pentru a se scufunda în oceanul atlantic turcoaz, a se plimba de mână pe nisipul alb catifelat, a admira flora și fauna locală și în același timp să se obișnuiască cu ideea că imediat după întoarcere va avea loc o nuntă mare și fastuoasă în oraș. Iar după ceremonia de căsătorie vor pleca în mai civilizata mama Europa pentru câteva luni pentru a consolida în sfârșit sentimentele uniunii matrimoniale formate. Cu afacerile se vor descurca deocamdată fără moștenitorii marelui recat. În biroul lui Ancudinov, acum cinci ani, a apărut un tânăr specialist promițător, pe care bătrânul om de afaceri de atunci nu a putut fi mulțumit. Boris avea o educație strălucită, își primise diploma roșie aici în Rusia, la Moscova, era originar din orașul lor. A refuzat să urmeze o carieră în capitală din motivul că părinții săi în vârstă locuiau acasă. Aveau deja nevoie de o supraveghere constantă ei înși și nu se puteau descurca bine nici măcar cu treburile casnice. Un copil întârziat este un copil unic. Și inimitabilul tată și mama a găsit încă puterea de a-l ajuta să absolve liceul, să obțină o educație la Moscova, iar apoi a renunțat imediat brusc. Au stat toată ziua pe canapia în fața televizorului, chiar au încetat să mai iasă în oraș, Boris a fost recomandat lui Ancudinov de către vechiul său prieten de la universitate, un tip rar. Luați-le ca asistent personal, nu veți regreta. Da, cu Gorelov și cu mine am decis să punem holdingul în mâinile copiilor noștri. Eu am cu totul alte planuri, a negat Sergiu. Unul nu va interfera cu celălalt. Nimeni nu sugerează să-l faci director general al întregii companii dintr-o dată lasă-l să stea în preajma ta, apoi vom vedea. E ca și cum ar fi fost în apă. Proprietarii holdingului au de mult timp încredere de plină în directorul general adjunct. A primit această funcție de la ei în urmă cu un an. În timp ce copiii călătoreau, ei se obișnuiau cu noua lor viață de familie. După nuntă, Boris a tras toate sarcinile manageriale și le-a făcut față perfect. În timp ce tinerii căsătoriți erau plecați din oraș, nici Rima nu se plictisea, ea își perfecționa iar și iar înfățișarea. Bărfele Monde ne anunțaseră că, până la urmă, căsătoria lui Leonid și a lui Eleonora fusese înregistrată oficial. Dar când putea să oprească un obstacol atât de nensemnat? Leonid va fi soțul ei. Trebuie doar să așteptăm. Din Europa, tinerii s-au întors bronzați, revigorați, odihniți. Amândoi abia așteptau să se întoarcă mai repede la muncă. Relațiile dintre ei sunt echilibrate, amintind de colegi. Cunoașterea copilului încă nu se grăbește, a decis cu această problemă importantă să amâne. Întâlnirea cu Leonid Rima s-a pregătit ca o operațiune strategică, a aflat unde merge tânărul om de afaceri la prânz în zilele lucrătoare, și-a pus cea mai elegantă ținută, știind perfect că în ea și cu un machiaj la modă, aproape imperceptibil, este irezistibilă cearta cu chelnerița, care atrăsese atenția întregului local de alimentatie publică în momentul în care Leonid tocmai se așezase la una dintre mese, s-a derulat ca pe note. Am pins o imperceptibil pe chelneriță sub braț, iar acum ceașca cu ciocolată zbura pe costumul alb ca zăpada al limei. Ce-ați făcut, fată? Știți măcar cât poate costa un astfel de sacou din ultima colecție, nu veți putea să-l plătiți într-un an cu salariul vostru mizerabil. Leonid a întors involuntar în capul în direcția doamnei înjurătoare și s-a minunat de cât de minunat de frumoasă era. Prima s-a uitat și ea în direcția lui, a încetat imediat să o mai aducă în discuție pe chelneriță și a zâmbit amabil. Leonid, ești tu. Într-un minut erau deja așezați la aceeași masă. Leonid era uimit de schimbările care se produseseră la colega lui de școală. Bine aranjată, regală, seducătoare, misterioasă nu ca soția lui atât de calmă, mereu egal în dispoziție, standard clasic. La rima ardea un foc care promitea plăceri nepământene. Leonid s-a îndrăgostit de mine. Se gândea prădător vânătoare de bani. Nu trebuie să ratăm această șansă și să-l terminăm, dar mai întâi o mică tachinare. O, Leonid, m-am bucurat să te întâlnesc, dar din păcate îngrabă. Am o întâlnire și trebuie să mă duc acasă să mă schimb. Costumul meu este iremediabil distrus. Un lucru mărunt ca asta nu merită deranjul tău, prima. De unde pot să cumpăr unul la fel? Hai să ne întâlnim mâine, să reparăm această scăpare a chelneriței neglijente. Crapul auriu a înghițit momia la fără nicio îndoială. Leonid ardea deja de nerăbdare așteptând următoarea întâlnire cu Rima. Conștiința din sufletul lui Leonid nici măcar nu scârțâia. Boris nu s-a putut abține. Îi plăcea fiica lui Ancudinov și acum și soția fiului lui Gorelov. Nu, o astfel de definiție nici nu ar fi fost corectă. O iubise pe ele onora cu mult timp în urmă și fără speranță. Tânăra trecuse pe lângă el ca și cum n-ar fi fost nimic, era politicoasă, îl saluta când îl întâlnea și imediat uita de existența lui. Cu privirea unui om iubitor, Boris a observat că între ele și Leonid nu exista o căldură reală. O politețe culturală seacă, un tribut adus unei idei. Acesta a fost sfârșitul. Odată, cu mult timp în urmă, înainte de toate demersurile de căsătorie și chiar de logodnă, Boris avusese chiar impulsul de a se deschide sau de a-i spune despre sentimentele sale. Dar în acea zi a devenit martor întâmplător la o conversație între Ancudinov și Gorelov. Serciu a spus atunci. Imaginează-ți, prietene Gorelov, fica unuia dintre concurenții noștri s-a căsătorit cu un cerșetor. Iar tatăl nici măcar nu a făcut urechea surdă, a lăsat-o să aleagă cu inima ei. Ce sentimente sincere pot exista în afacerea noastră? Cred că tocmai cu astfel de viziuni asupra vieții afacerile temeinice nu se vor construi niciodată. Auzind această tiradă, Boris s-a răzgândit imediat asupra unui subiect de discuție. O iubea în tăcere pentru el însuși, fără să dea atenție altor frumuseți. Deci, cu aspectul său masculin care invita privirile la el, aruncau toate gorilele feminine din echipă. Slavă Domnului, cel puțin despre secretul inimii sale nu ghicea nimeni. Vorbea tot felul de lucruri că inima lui este frântă de vreo frumusețe moscovită. Leonid și Rima se necau într-un ocean de o pasiune nepământeană. De fapt, Rima însă și nu se arunca în vârtejul tuturor acestor trucuri sentimentale. Ea cu poane, Leonid nu venea niciodată la o întâlnire fără un cadou scump. Întregul ei apartament era acum plin de buchete de flori luxoase, în garderoba apăreau ținute incredibil de scumpe pentru ziua de naștere, o mașină mică și elegantă de o valoare astronomică și chiar și cu un reglaj tehnic, pentru 8 martie stoluri de zibeline de o frumusețe uimitoare. Leonid era un amant generos, câștiga banii excelenți, avea un cont bancar personal, de conținutul căruia tatăl său nu era interesat. Lăsați băiatul să aibă bani de buzunar. Încă o dată, plictisită Leneș, Rima a alergat prin canalele de televiziune și a dat peste un film de desene animate vechi, încă sovietic, Zăpada care cade anul trecut. Personajul său amuzant se tot mișca prin spațiu cu fraza e cam puțin. În acest moment, Rima și-a dat seama acut. Nu voia să rămână în rolul celei de-a doua femei din viața lui Leonid, pentru că oricum partenerul ei nu rămânea niciodată peste noapte la ea acasă sau un alt hotel la modă. Ba chiar bănuia când mai îndeplinea acasă datoria conjugală. Eleonora trăia într-o ignoranță totală. Soțul ei la serviciu, la recepțiile corporative, la petrecerile mondene din oraș era mereu acolo, așa cum ar trebui să fie, iar cum își petrece timpul în alte ore, nu o interesa deloc. În interiorul eleonorei trăia un anumit mister. După ce s-a întors din Europa, fiind deja soția legală a lui Gorelev mic, s-a trezit cumva la serviciu în același lift directorul general ajunt Boris. Stătea în tăcere, fără să scoată un sunet, în fața fiicei șefului său și o privea atât de mult încât îi se făcea pielea de găină. În capul ei s-a născut un gând. N-ar trebui să gândesc așa, dar nu te poți păcăl singură. Măcar dacă în locul lui Leonid soțul meu ar fi fost acest bărbat carismatic, fermecător, foarte inteligent și foarte, mereu politicos de ce soarta a decretat ca eu să continui dinastia în afacerea tatălui meu și să-mi urmez inima. La ultimul etaj, Eleonora a ieșit din lift și s-a îndreptat spre biroul ei, lepădându-se pe drum de morșca, magia lui Boris care o captivase atât de neașteptat. Îi plăcuse tânărul din prima clipă în care se întâlniseră. Dar și-a amintit motoul preferat al tatălui ei. Funcția o cere. Își reveni și ordonă să nu îndrăznești nici măcar să te gândești la el. Treaba ta este soarta Tatianei din Eugene Oangin al lui Pușkin, dar eu sunt dăruită altuia și îi voi fi fidelă un secol. Așa că adună-te și lucrează. Întâlnirea din lift Eleonora nu uita se obișnuia să scoată această amintire din adâncurile minții mele când eram singură. Tatăl ei transfera tot mai multe sarcini de afaceri pe umerii ei împreună cu Boris se intersectau constant la planificări și întâlniri, dar stăteau la mare distanță. Eleonora nici măcar nu observa că în programul soțului ei începuseră să se formeze tot mai des deplasări de afaceri, sucursale cu noptări. Căsătoria lor rece, de conveniență, nu le aducea amândurora o fericire umană simplă. Sau nici măcar nu-și mai amintea ultima dată când ea și soțul ei fusese apropiați. În acest timp, Rima se pregătea să-i dea un ultimatum lui Leonid. Oria, ea, oria ea cea e Leonora nesuferită. Leonid vispărea cu amanta sa din ce în ce mai des, uneori pentru un weekend întreg. Ea a decis că zilele următoare, care coincideau cu vacanța anuală, erau tocmai momentul potrivit pentru a vorbi. Leonid i-a promis că vor zbura la soci pentru toate cele trei zile, sub pretextul unei întâlniri de afaceri cu partenerii din sud călătoria la Sochi a fost extrem de romantică. Un singur lucru l-a supărat pe Leonid Rima nu a vrut să-și petreacă timpul în pat. Totul l-a tras la un restaurant georgian, apoi într-un nou lanț de cafenele la modă, unde se găteau fructe de mare halucinante. Nici măcar cumpărăturile somptuoase la molul local nu o făcuseră mai maleabilă. Bărbatul era nedumerit de acest comportament al ei, simțind ceva ca o răceală. Noaptea după o cină fastuoasă la cel mai scump restaurant din stațiune Rima a cedat și s-a culcat cu el. Dar nu l-a lăsat să se apropie de ea. Leonid, nu crezi că noi trebuie să clarificăm genul nostru de relație? Nu am de gând să-mi petrec toată viața în al doilea rol, acela de amanta ta. Rima, fata mea, știi pe ce se bazează căsnicia noastră cu Eleonora. Divorțul este imposibil. Noi suntem centrul de conducere al unui hold Dacă fundațiile sale cedează, nu vom mai avea ocazia să te răsfățăm așa. Dar cum rămâne cu mine? A întrebat rima supărată, neașteptându-se la o respingere atât de categorică. Un etern număr doi în umbra Leonorei tale. Asta nu se va întâmpla. În acea seară, pentru prima dată, Leonid nu a avut voie să o vadă pe rima. A zburat acasă supărat, Rima, stând lângă el, nu și-a scos masca de pe față, jignită și insultată. Amândoi au plecat acasă în taxiuri separate. La o săptămână după acea călătorie nefericită la soci, un nou plan era deja pregătit în capul lui Rima. Dacă Eleonora nu putea fi mutată, trebuia pur și simplu să fie ștearsă de pe fața pământului. Nici măcar nu-i păsa că un astfel de plan mirosea crimă. Rima era încă într-o furie furibundă. Leonida a decis să ia o pauză și să-i dea timp prețioasei sale stăpâne să se calmeze și să-i accepte cu înțelepciune argumentele. De aceea, nici măcar nu i-a trecut nimic suspect prin cap când soția lui a dispărut fără să se întoarcă într-o seară de la serviciu. După ce a aflat că Eleonora, pe care o iubea cu devotament, a dispărut, Boris nu-și-a găsit locul și a decis să facă propria investigație. I se părea de mult timp că Leonid, în ultimele luni, se comporta în cel mai înalt grad de ciudățenie. Îi spune tatălui său, partenerul său, că va sta până târziu la birou cu documente acumulate, ca un bulgăre de zăpadă, și dispare în mod misterios imediat ce cei doi tovarăși se duc acasă. N-a rezistat, s-a hotărât să joace rolul unui detectiv particular de casă, să-l urmărească pe Leonid, care, odată ieșit din zidurile holdingului, nu se mai ascundea cu adevărat care o amantă, Boris a aflat după câteva zile. Mai mult, urmărirea moștenitorului lui Gorelov s-a transformat într-o obsesie pentru Boris. El a înregistrat faptele de adulter ale lui Leonid cu o meticulozitate pedantă. Cheltuiel costisitoare pe cadouri, călătorii la restaurante, excursii la cluburi de țară, întâlniri în hoteluri izolate voiau neapărat să-și construiască o colecție de fotografii, iar el era fericit să-i fotografieze pe Leonid și Rima în diferite unguri și să arunce toate aceste mizerii în fața lui Gorelov și Ancudinov. Singurul lucru care îl oprea era că nu știa care erau condițiile în care fusese aranjată această căsătorie. Ceea ce era deconcertant era că Eleonora rămăsese perfect imperturbabilă. Când a întâlnit o singură în lift, a încercat să înțeleagă starea interioară, mustrându-se chiar și pe sine însuși după aceea pentru că nu o scăpase din ochi, încercând să vadă prin ea ca o radiografie. Eleonora era absolut la fel de calmă ca de obicei. Nu se semăna deloc cu o femeie care să sufere din cauza înșelăciun perfide a soțului ei. Picătura care a umplut paharul răbdării lui Boris față de comportamentul josnic al lui Leonid a fost dispariția Eleonorei. Toată lumea din birou a văzut că tânăra și-a luat geanta seara și a plecat în grabă. În parcare s-a urcat în mașina ei și a plecat. Eleonora nu a apărut acasă în acea zi. Leonida a dat alarma abia a doua zi. Tocmai în acea seară, când undeva, ca prin pământ, a căzut prin pământ, soția sa a plecat la o întâlnire cu Rima. Amanta s-a transformat din nou într-o pisicuță afectuoasă s-a uitat cu fidelitate în ochii ei și a spus că a înțeles totul și a fost de acord cu totul, atâta timp cât iubita era aproape. A doua zi după dispariția misterioasă a fiicei sale, Ancu din nou nu a fost la înălțimea glumelor. Era îndrăgostit nebunește de Eleonora, deși încerca să nu o arate nimănui. Întregul serviciu de securitate al exploatației a fost ridicat în picioare. Poliția s-a alăturat, Gorelă va implicat detectivi particulari cunoscuți, dar fără succes. Toate spitalele din oraș și din regiune au fost deja verificate. Au apelat chiar la un detectiv particular. În morci, oamenii lui Ancudinov cu fotografia Eleonorei au cercetat toate cadavrele neidentificate de sex feminin. O săptămână mai târziu, mașina Eleonorei a fost găsită lângă parc, pe o alee mică, cu o geantă care zăcea orfană pe bancheta din spate spre surprinderea tuturor, nu fusese absolut nicio barbarie asupra proprietății. Sergio o luase razna, iar Boris se zbătea între datoria față de șeful său și îndoielile sale interioare. Se tot întreba. Cum să-i arăt lui Ancu din fotografiile ginerelui său cu amanta sa? Acest lucru va duce la o ceartă între parteneri de afaceri de lungă durată divizarea unei companii uriașe, o înțelegere între doi oameni de afaceri, în mâinile cărora erau conectate multe artere comerciale ale orașului. Și totuși, Boris s-a hotărât. A venit la biroul șefului pe picioare șubrede. Nu pentru că își dea seama, risca să-și piardă locul în holding. Nici nu-i păsa. Să o găsească pe ele onora, să fie în viață și bine. S-a auzit o bătaie fermă în ușă. Și-a dat seama imediat că Ancudinov renunțase la multe în ultimele zile. Tenul pământiu, ochii scufundați, nefericiți. Ce vrei, Boris? Nu am timp de muncă acum. Cred că ar trebui să vedeți asta, domnule Ancudinov. Boris întinse pe masă evantaiul tuturor fotografiilor pe care le făcuse în timp ce urmărea mișcările lui Leonid. Omul de afaceri a cules mizeria de pe ginerele său, trecând prin fotografii una câte una, devenind mai posomorât decât un nor. Am sentimentul că dispariția Eleonorei are cumva legătură cu această femeie, a adăugat Boris. De ce ai început toată această supraveghere? Ai vrut să scoți ceva exclusivist și să ne distrugi reputația. O iubesc pe fiica dumneavoastră, domnule Ancudinov. Nu am săpat, nu am căutat nimic, Vreau doar ca ea să fie fericită. Comportamentul lui Leonid m-a făcut să devin suspicios, așa că m-am grăbit să aflu ce se întâmplă. Puteți să mă concediați acum. De ce nu ai venit mai devreme la mine cu toate mizeriile astea? Eleonora mi s-a părut destul de senină. Nu am considerat că e posibil să-i tulbur liniștea. Ancudinov s-a mai uitat odată la Boris, apoi a apăsat butonul secretarul șefului serviciului de securitate să fie la mine și să-i spună domnului Gorelov că aș dori să-l văd în biroul meu. Boris fusese șocat. Și înainte de tânărul Ancudinov, care întotdeauna se ducea el însuși la partenerul său atunci când avea întrebări. Și toate întâlnirile corporative aveau loc întotdeauna în sala de conferințe de lângă biroul lui Goreloi. Ești liber să pleci, Boris te voi informa despre decizia mea în legătură cu inițiativele tale în afara serviciului. Conversația dintre cei doi parteneri mai vechi a fost grea, dar mai întâi cu din nou a arătat lui Gorelev toate fotografiile, creativitatea lui Boris, fără să spună de unde a luat aceste materiale, a întrebat direct. Știați că fiul dumneavoastră avea o aventură cu o amantă șmecheră? Nu, acest lucru mi era necunoscut, dacă aș fi știut, aș fi încercat să opresc. Șeful securității a bătut la ușă. Bărbații se concentrau asupra elaborării unui plan pentru a o găsi pe Eleonora în legătură cu circumstanțele nou descoperite. Rimaș bea cu nonșalanță cafeaua și discuta la telefon cu o prietenă, când cineva a bătut la ușa apartamentului ei. Ea se întinse dulce, mirosi podeaua și halatul de mătase și întrebă cochet, Dragă, te-ai hotărât să faci o glumă, ai o cheie. Deschideți, Rima, ne-a trimis Leonid la dumneavoastră. Femeia a deschis instantane ușa. Doi tip mari, fie cu aspect militar, fie sportiv, au intrat în grabă în apartament. Unul dintre ei a întrebat brusc. Unde este Eleonora? Vă avertizăm că următoarea persoană care va bate la ușa dumneavoastră va fi poliția. Rima și-a fluturat indignată genele. Nu știu cine este Eleonora. E o greșeală. Al doilea dintre musafirii neinvitați a aruncat fotografiile pe măsuța de cafea din fața ei. Vom dovedi totuși că ați avut ceva de-a face cu dispariția ei, și atunci veți fi confruntat cu un articol din codul penal mult mai grav decât acum. Într-o clipă, frumoasa Rima, care își contorsionase fața de groază, s-a transformat într-o jalnică aparență de femeie fatală. I-a divagat. I-am rugat doar pe băieții de la bar să o sperie, dar idioției au exagerat și au lovit-o în cap pe la spate cu ceva greu când le-am dat banii pentru treabă. Au spus că sunt confuzi, au dus-o sub braț în sala de așteptare a gării și au așezat-o pe un scaun gol. Nu-și pierduse cunoștința după rană, dar era leneșă și ciudată. Au crezut că o să leșine, așa că au încercat să fugă repede. Băieții i-au arătat rimei telefonul pe care înregistraseră întreaga conversație și mărturisirea ei. Ar fi bine să vă duceți dumneavoastră în șpatru la poliție. Dacă tatăl onorei vă ia în primire, lucrurile vor fi mult mai rele. Perchezițiile ulterioare au devenit mai ușoare. Serviciul de pază al holdingului a dat peste cap întreaga stație și a venit în bârlogul celor fără adăpost când au văzut fotografia nadejdei, nu au refuzat. Da, au găsit o astfel de tânără în gară și au târât-o la ei acasă. Doctorul bunica Zina a îngrijit-o pe fată, a tratat-o cât de bine a putut, dar nu și-a amintit niciodată cine era. Apoi, întregul grup a învățat-o pe noua fată o meserie cum să nu se piardă în marele oraș. Au luat hainele scumpe, le-au spălat și le-au vândut la piața de haine. Ceasurile și bijuteriile mergeau și ele acolo. Nadejda nu avea telefonul la ea, se pare că jucăria scumpă a fost luată de cei care au lovit-o în cap. În urmă cu câteva zile nu s-a mai întors de la o noapte petrecută pe câmp. Unde lucra de obicei? Așa că ea culegea fructe și legume cântărite în fundul supermarketurilor. E un job temporar, dacă arăți decent, poți fi de încredere. Agenții de pază ai holdingului mergeau în toate locurile unde oamenii străzi încearcă uneori să câștige niște bani cinstiți. În două locuri, Eleonora a fost recunoscută imediat, iar într-un magazin, angajatul de la Casa de Marcat a spus. O cunosc pe această fată, mereu atât de politicoasă și de cultă. Își cumpără descumpărăturile de la noi, uneori singură, alteori împreună cu o femeie mai în vârstă sau cu frații și sora ei mai mici cu frații și sora. Au fost surprinși militarii. Poate că nu este ele onora noastră. Locuiesc cu toți în clădirea aceea cu cinci etaje de acolo, dar nu putem da numele apartamentului. Puteți să le întrebați pe bunicile din curte. Le-a spus casierul. Ladmila nu putea fi fericită că într-o noapte întunecată de toamnă a întâlnit-o pe Nadejda în curtea casei. Fata s-a dovedit a fi un ajutor de aur vădit educată, citită, a găsit excelent un limbaj comun cu copiii, care îi ascultau toate poveștile, nu altfel decât deschizându-se cu încântare. Ștefan așa în general ombrățișai îmbrățișai pe nadejda de picior în lateral și nu voiai sub nicio formă să-i dai drumul. Ladmila putea acum să părăsească în siguranță casa pentru a studia cu elevii. Anul școlar lua având în limba și literatura rusă. Mulți elevi erau șchiopi. Nu ducea lipsă de clienți. Ladmila a intrat în supermarket să cumpere niște prăjituri. În seara asta avea să dea o petrecere dulce cu Nadejda și copiii la un film interesant. Casierița de la ieșire a privit-o ciudat, ca și cum ar fi vrut să spună ceva, dar apoi a rămas tăcută. Ladmila s-a gândit. Probabil că i s-a pătat rimelul când și-a frecat ochiul cu pumnul. Așadar, casa era aproape, iar acolo era o oglindă. Drumul până la intrare era blocat de o coloană de mașini scumpe. Toate mașini străine de elită, mari, cu părțile laterale strălucitoare și perlate. Bărbați în costume stricte, cu cămăși albe și cravate stăteau lângă mașini. Unul dintre ei era evident foarte nervos. Boris cerea să meargă cu echipa de securitate la locul unde se presupune că se afla acum Eleonora atât de milos că inima severului om de afacere în Cudinov a tremurat merceți, dar la mine acolo fără niciun fel de trucuri. Serciu a crezut recent că s a înșelat cu Gorelov pe pereche cu strategia lor de căsătorie de conveniență între copiii a două familii de rang înalt. Leonit, după descoperirea legăturii sale cu Rima, nu s-a grăbit să o găsească pe ele unora pe noi urme și s-a blocat sub secția de poliție, unde amanta lui era în custodie. Boris, pe de altă parte, nu a plecat acasă până când echipa de securitate nu i-a adus seara șefului noi vești despre cum decurgeau căutările Eleonorei. Nu-ți poți controla inima. Dragostea este dincolo de controlul uman. Ladmila a mers spre apartamentul ei ca prin rânduri, dar s-a oprit când a auzit vocea vecinei sale, Ana. Era acolo. În casa ei se afla acum ca oaspete fata pe care o căutați. Deci, iată pe o urmăresc toate gipurile alea scumpe cu geamuri fumurii. Știam că Nadejda nu era o fată ușoară. Are un adevărat anturaj. S-a întors către bărbați și le-a spus: Cineva va merge singur cu mine. O să-mi speriați copiii cu echipa asta. Pot să merg eu. A făcut un pas înainte bărbatul cipeș, care părea cel mai nervos dintre toți. Șeful securității a zâmbit. Ei bine, merceți, domnule director general adjunct. Poate că veți fi mai util. Nadejda a deschis ușa și a văzut bărbatul necunoscut în spatele ei. S-a repezit spre ea și a luat-o în brațe. Doamne Eleonora, trăiți. Cât mă bucur să vă văd. Aproape că am înnebunit cu toții când ați dispărut. Un clic în cap, un flash scurt, un lift argintiu cu un design elegant în cabină se află doi bărbați și o femeie. Și femeia se simte atât de bine că l-are în pe acest bărbat. Bunica Zina așa și-a spus acolo, în adăpostul de boschetari. Amintirea ta e ca un fulger. Își va reveni, iubito. Tot ce ai nevoie sunt emoții puternice și te va servi din nou cu credință. Gata cu îndoielile. Eleonora și-a amintit cine era, cum a parcat mașina lângă chioșc pentru a cumpăra o sticlă apă plată, cum din spate cineva s-a apropiat discret, ca pe furiș, și apoi durerea și eșecul. Eleonora a făcut un pas spre Boris și l-a îmbrățișat de umerii lui puternici și puternici. M-am bucurat și eu să vă văd, Boris. Sunt foarte fericită. După povestea misterioasă a dispariției Eleonorei, în cea mai bogată exploatație din oraș au avut loc schimbări bruște. Domnul Gorelov, care luase foarte greu evenimentele recente, a predat complet frâiele companiei partenerului său, domnul Ancudinov. I-a vândut chiar și participația sa, spun ei, la un preț subevaluat, ca o compensație pentru daune morale. Nu-i poți înțelege pe bogați fiul lui Gorelov, Leonid, locuiește într-un oraș din apropierea coloniei în care amanta sa, Rima, își spășește pe El a început să bea de curând, a fost văzut chiar în compania a două celebrități, alcoolicii Genadie și Alexandru. Rima însă și cu privire la isprava favoritului nu reacționează. Ea are o aventură cu unul dintre lucrătorii din zonă. De ce ar trebui Leonid? acum este necesar să caute o variantă mai favorabilă pentru ea însăși. Ancudinov a încercat pentru fiica sa. Prima va trebui să stea în penitenciar încă șase ani lungi. Avocatul a lăsat să se înțeleagă că ea ar putea să nu conteze nici măcar pe eliberare. Boris și Eleonora s-au căsătorit recent, dar au refuzat să plece într-o călătorie de nuntă în străinătate. Au plecat să cucerească Arelia cu frumusețea ei fără hoteluri de lux, un cort, un foc de tabără, supă nuală, ceai cu fructe de pădure și o persoană cu adevărat iubită alături de ei. Asta înseamnă fericire. Domnul Ancudinov a început să facă muncă de caritate. Prima sa creație a fost o școală pentru copiii talentați din familii defavorizate. Ladmila, profesoară de limba rusă și literatură, este directoarea școlii. Fiul ei cel mai mic, Ștefan, a învățat să citească de vreme. El petrece ore întregi la biblioteca mamei sale la locul de muncă. Recent, Ladmila i-a luat un volum de maupasant. Este prea de vreme pentru tine să citești, tânărul meu admirator al literaturii bune. Ladmila însă și nu a găsit încă un bărbat pe placul inimii ei. Nu există un egal pentru Denis și, de aceea, este mai bine să fie singură decât împreună cu cineva fiecare și-a învățat lecțiile din faptul că soarta i-a ciocnit cândva în această lume. Fiecare și-a tras propriile concluzii din ceea ce s-a întâmplat. Viața este un lucru plin de culoare.